Pești și ascendent pești. Păi, opozițiile astea pe care le formează Marte cu Venus și Mercur îți arată ceva ție, îți evidențiază ceva. Și anume un dezechilibru, un mare dezechilibru între familie și carieră, între viața personală și viața profesională. Îl ai pe... ai acum tranzit în zona de carieră, acum își dorești foarte mult, acolo unde e Venus, unde e Mercur, să te afirmi. Să te afirmi, să ieși în față. Și cumva ai grijă să nu cumva să... Cumva ai grijă să nu cumva... Ai grijă să nu super familia, să nu îi îndepărtezi. S-ar putea să te auzi, să auzi cuvinte de genul, da, tot ați dorești să ieși în față, să te faci remarcat, nu mai stai pe acasă, nu mai ai timp de noi, nu mai... mai ales de la părinți. Mai ales de la părinți, da, poate... Dar poate fi și de la, din partea partenerului de viață, Mercur vouă vă guvernează relațiile. Da, este o perioadă, o săptămână solicitantă, stresantă, și ăla vrea ceva, și ăla vrea ceva, și ăla vă cere, și ăla vă cere, vin responsabilități, vin sarcini, vin. Dar eu aș zice să profitați, că oricum Marte retrograd va mai sta el mult și bine în zona de familie. Profitați de tranzitul lui Venus și al lui Mercur prin zona de carieră ca să vă afirmați, să ieșiți în față, să, nu știu, obțineți o negociere, o funcție, să faceți ceva ce vă place, să obțineți niște, nu știu, să zicem, responsabilități, sarcini noi, proiecte noi care vă plac. Pe de altă parte, Mercur este în careu cu Neptun. Neptun, știți, este la voi în zodie, este guvernatorul vostru, iar Mercur, din sectorul carierei, în careu ăsta cu Neptun, poate să îți atragă atenția că te iluzionezi foarte mult în zona profesională. Adică, tocmai, nu trebuie să te iluzionezi, nu trebuie să te lași păcălit, nu trebuie să crezi tot ce ți se promite, da? Mai ales din partea colaboratorilor, șefilor, ăstora, superiorilor, pentru că un astfel de careu poate aduce deziluzii. Și pe de altă parte, când ne gândim că Mercur totuși vă guvernează relațiile, s-ar putea să aducă niște dezamăgiri și în viața de cuplu. Nu ceva mare, major, nu ceva care să rupă o relație sau să o strice, dar da, micuțe așa, micuțe dezamăgiri pot fi. Acum depinde de voi cum gestionați, vă certați sau le discutați și le rezolvați.